Bilanțul tragediei de la Matei Balș crește, din păcate, de la o zi la alta. O a șaptea victimă și-a pierdut viața astăzi după două zile de suferință. În acest timp, rezultate concrete despre anchetă întârzie să apară. Echipele de procurori și cei de la INSEMEX au reluat expertiza pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului. În paralel au avut loc și audieri. Cătălin Apostolescu, doctorul care a fost de gardă în noaptea fatidică, a dat declarații la poliție. Apostolescu a spus că în saloanele Institutului Matei Balș era rece, dar nu foarte frig, și nu a putut preciza dacă în pavilionul în care a izbunit incendiul era vreo aerotermă. A șaptea victimă care își pierde viața după incendiul de la Matei Balș este o femeie de 67 de ani, care era internată cu o formă severă a bolii. După tragedie, aceasta fusese mutată într-o altă secție ATI a aceluiași spital, dar nu a mai putut rezista. În timp ce oamenii mor, ancheta bate în continuare pasul pe loc. Misterul aerotermei care ar fi dus la izbucnirea incendiului nu a fost nici acum lămurit. Anchetatorii l-au audiat pe Cătălin Apostolescu, medicul care a fost de gardă în noaptea tragediei. Momentele au fost tragice și, sincer să fiu, nu vreau să mi le reamintesc acum. Deja le-am mai reamintit odată în declarație. V-ați gândit să vă salvați și dumneavoastră, domnule doctor? Sau v-ați gândit numai la pacienții de acolo? Am făcut tot ce trebuia făcut și ce cred că ar fi făcut orice om cu bun simț. Am reușit să salvăm 97 de pacienți. Apostolescu a recunoscut că în saloane nu este foarte cald, dar nu a putut spune nici el dacă pacienții foloseau sau nu alte mijloace pentru a se încălzi. Domnule doctor, se foloseau aeroterme, calorifere? Era frig în saloane? Nu vă pot răspunde la aceste întrebări, ancheta este în curs de desfășurare. Dar era o aerotermă în acel salon numărul 5? V-am răspuns deja. Cât de frig era în saloane? Nu era foarte frig. Ce înseamnă nu era foarte frig? Adică erau nevoie de temperaturi. Alături de Cătălin Apostolescu, în acest caz, au mai fost audiate câteva cadre medicale și inclusiv rude ale victimelor. Cercetarea la fața locului va dura câteva zile, susțin anchetatorii. Specialiștii în protecție antiexplozivă de la Petroșani au făcut noi verificări la Matei Balș. Până acum, știm că cel puțin doi dintre bărbații care au murit în incendiul de la Matei Balș au fost expuși la flacără directă. De asemenea, o femeie a fost expusă la flacără deschisă, dar și intoxicată cu monoxid de carbon. Un alt bărbat avea arsuri pe căile respiratorii, dar și intoxicație de la fum și căldura emanată. Surse din anchetă afirmă că dintre victimele găsite carbonizate, una a fost găsită pe holul principal al pavilionului, una între paturi, una pe balcon și o alta în grupul sanitar al salonului.